Domnule ministru, deși ne-aș jignit, bine ați venit lângă noi. Stimați colegi deputați, este regretabil și o spun ca om care dezbat și combat împreună cu colegi liberali la TV, în emisiuni de radio, unde ne întâlnim și am reușit performanța, văd câțiva și în sală aici, să nu ne jignim niciodată. Așa e, Dan Vâlceanu, nu cred că am jignit vreodată. Este regretabil că un coleg care, pe lângă că este ministru, este parlamentar și ar trebui, sau ar trebui, să cunoască greutatea acestei instituții, să cunoască colegii parlamentari și să nu vină în fața lor cu aroganță, cu dispreț și cu jigniri. Oricare ar fi, dar oricare ar fi, domnule ministru, pozițiile noastre politice, viziunile asupra ceea ce se întâmplă în țară, consider că putem să ne adresăm civilizat. Aflăm de la dumneavoastră, domnule ministru, că suntem țepari, criminali, etc. Acești țepari, acești ticăloși, acești criminali, domnule ministru, v-au votat când colegii dumneavoastră, din motive de sănătate, nu o să spun altfel, nu au putut fi în Parlamentul României. Ne-am riscat sănătatea noastră și a copiilor noștri, domnule ministru, să venim în Parlament. Măcar pentru atât, atitudinea dumneavoastră ar fi trebuit să fie alta. Și ca să vorbim și intru în ce am de spus, nu era asta introducția mea, spuneați dumneavoastră de 400 de milioane plătite deja pentru șomaj tehnic, contrazicând ceea ce noi spuneam în moțiunea de cenzură. Domnule ministru, conform a 75% din salariul minim, înseamnă că ați plătit doar 233.900 de persoane în luna aprilie. Cei 700.000 restul unde sunt? Ce au făcut? Și mai aflăm ca răspuns la ceea ce spuneți dumneavoastră cu împrumuturile și ce a spus și domnul ministru Vosganian cu randamentele negative. Domnule ministru, nu chiar puteți să ne păcăliți pe toți. Cu deprecierea leului, randamentul a ajuns mai mare dacă vă împrumutați în lei, decât dacă vă împrumutați în lei. Și în final, înainte să vă întreb ceea ce vreau să vă spun, vă transmit rugămintea unor pensionari, dar și rugămintea unor tineri căsătoriți, să regândiți cămătăria, să regândiți dobânda la dobândă. Aflăm că a răspuns la moțiunea, la moțiunea noastră, aflăm că a răspuns de la dumneavoastră ce au făcut alte ministere. Ministerul Transportului, Ministerul Sănătății. Domnule ministru Cățu, nu sunteți premier, ați refuzat această onoare de a fi premier al României. Ați refuzat, sunteți un premier dezertor cu cel mai scurt mandat de minus 10 minute. Domnule ministru, și acum o să vă rog să lămurim câteva aspecte de interes public. Nu sunt întrebările neapărat ale PSD-ului sau ale lui Marius Bugdăi. Știm cu toții de afacerea măștile și dezinfectanții de la o cârciumă din Giurgiu. Este implicat Ministerul Finanțelor în această afacere și justific întrebarea. În 26 martie anul curent, șeful Cancelariei primului ministru ne anunța
că se va face o anchetă a Corpului de Control al Ministerului de Finanțe. Nici până astăzi nu există un raport public. Ați blocat această anchetă? Achiziția pentru mărfuri și produse medicale s-a realizat de către Ministerul Finanțelor Publice, deși exista Unifarm și exista de ani buni legea care permitea ca unitatea de achiziții centralizate din cadrul Ministerului Sănătății să permită și să poată face aceste achiziții. Mai mult de atât, pe perioada de stare de urgență, legea permite și unor instituții publice interesate să apeleze la acea procedură de negocieri directe. Domnule ministru, din păcate a durat o lună, și aici fiți foarte atenți că e vorba de vieți omenești, a durat o lună și jumătate până la semnarea contractelor. Și din această cauză, profesioniștii din linia întâi au rămas fără apărare, unii din ei pierzându-și viața. Un alt element de interes public, ați adoptat restructurarea Ministerului de Interne noaptea la ora 23, nu știu cum era aia cu noaptea. Există suspiciunea că de fapt ați făcut această restructurare pentru a scăpa de profesioniștii care s-au opus la deciziile dumneavoastră de-a lungul timpului. Și anume, scoaterea cecului de sub acționeratul statului, înlocuirea specialiștilor și numirea în consiliile de administrație a asajiștilor profesioniști liberali, care nu au avut niciun fel de activitate sau pregătire profesională în domeniu. Numirea ca director la FNG-CIMM, acea instituție care nu a reușit să facă un site și să gestioneze acel sistem privind acordarea garanțiilor, sistem, cum au spus și antevorbitorii mei, atacat de OZN-uri, de hacker, de fantome. Acest profesionist avea zeci de procese deschise împotriva instituției pe care astăzi o conduce și care ulterior a intentat un proces, nu de mult înainte de a fi numit, în care a solicitat dizolvarea acestei instituții. Domnule ministru, doriți să scăpați de specialiști pentru a putea implementa tot ceea ce doriți dumneavoastră la nivel de lege? Puteți lămuri aceste chestiuni? Înțelegem din declarațiile dumneavoastră că doriți privatizarea CEC, după ce această bancă a fost capitalizată. Domnule premier dezertor, să mai aducem aminte că ați refuzat onoarea de a fi prim-ministru acestei țări, știți cât este ponderea activelor bancare deținute de stat în total active în Polonia, Ungaria, Republica Cehă, ca să nu mai spun și de Germania? Cam așa, Polonia și Ungaria 50%, iar în Germania băncile private dețin doar 30% din total, iar 70% fiind deținut de bănci și cooperative. Care sunt interesele aici, domnule ministru? Pe ce criterii v-ați numit pilele la Exim Bank, în Comitetul de Garanții, în ce auri la CEC, Loterie, FNG-CIMM și FRC? Pe ce criterii ați numit un secretar de stat, am văzut, a cărui singură realizare a fost că reușește să trăiască fără venituri? Declarația dumnealui de avere o spune. Din păcate, domnule ministru, ce spuneți seara, contraziceți a doua zi, la amiază spuneți altfel, ne vorbiți de economia, va ieși mult mai bine. Să dea Dumnezeu să fie așa, să dea Dumnezeu, și vă doresc, poate chiar cred că și partidul meu, să aveți un succes imens cu relansarea economiei, dacă nu cu măsuri la 1% din PIB. Eu vreau să vă spun că ar trebui totuși astăzi, într-un moment de sinceritate, ca să nu mai spunem de execuții bugetare, ne uităm cu atenție, ne zăpățiți dumneavoastră și doamna ministru a muncii, să răspundeți clar la următoarele întrebări. Veți crește sau nu pensiile, domnule ministru, de la 1 septembrie?
cu acea valoare care se calculează în procent de 40%, veți crește sau nu alocațiile copilului așa copiilor, așa cum s-a votat în Parlament și așa cum am procedat PSD, păcat că nu-i domnul Sighear tău aici, și dacă veți crește salariile profesorilor noștri, așa cum ați promis că ați prins în bugetul pentru anul 2020, sau din păcate trebuie să spunem că iarăți i-ați mințit pe români. Spuneți că sunteți un bun profesionist, domnule ministru, și eu nu o să vă contrazic, însă o să vă întreb când o să terminați cu minciuna și cu invocarea grelei moșteniri, la peste 6 luni de zile deja de la greaua, de la preluarea guvernării de către dumneavoastră, pe buget construit de dumneavoastră prin asumare, fără posibilitate de dezbatere în Parlament, când la 1 martie, când, atenție, domnule ministru, nu începuseră problemele economice cauzate de coronavirus. Vă aflați deja, din păcate, în incapacitate de plată. Deficitul era deja record pentru luna februarie și știți că nu s-a mai întâmplat așa ceva de 30 de ani. Nu aveți cum să contraziceți și să explicați asta. Datoria guvernamentală era deja la 37% din PIB, după ce noi v-am lăsat la 34,6% din PIB. V-am lăsat, domnule ministru, și ați evitat să vorbiți în expunerea dumneavoastră, un buffer în trezorerie de 25 de miliarde de lei. INS a publicat recent, ieri sau astăzi, nu mai știu, că ați stabilit într-adevăr un record, dar din păcate un record negativ. Deficitul balanței comerciale a României în perioada 1 ianuarie 31 martie 2020 a fost, atenție, de 4,46 miliarde de euro, mai mare cu 733 de milioane de euro aproape decât cel înregistrat în primul trimestru din anul 2019. Domnule ministru, deja la februarie aveți împrumuturi contractate în lei și euro de 34 miliarde de lei. Și toate astea pe un buget asumat, cum am spus, nedezbătut în Parlament, buget 100% PNL. Dacă tot invocați greaua moștenire, cum ați reușit, domnule ministru, să cheltuiți 80 de miliarde de lei în numai 2 luni, noiembrie și decembrie 2019? Și apropo de buget, domnule ministru, ați reproșat public în comisiile reunite la audieri că ați aprobat la bugetul pentru anul 2020 amendamente ale colegilor de la USR care nu erau în folosul cetățenilor români. Nici până astăzi, dar nici până astăzi, nu ați clarificat acest aspect. Din păcate ați înlăturat toți profesioniștii din minister și mai ales pe cei care puteau negocia și care știau cum să negocieze cu agențiile de rating. Nu ați făcut absolut nimic pentru a arăta punctele tare ale economiei românești, cum ar fi ponderea mică a datoriei, datorie externă netă, cea mai mică din regiune, potențial de dezvoltare și așa mai departe. Nu ați negociat nimic cu agențiile de rating, pentru că vă convenea, domnule ministru, narativul cu greaua moștenire. Pe 6 iunie este public, vine Standard & Poor's în România. Veți face din nou mare nimic și veți lăsa România să ajungă în categoria junk după ce ați dus economia în groapă numai 4 luni de guvernare. Puteți să ne prezentați, domnule ministru, care este planul de negociere și cu ce analize macro mergeți la această negociere? Ce interese, domnule ministru, apărați până la urmă, că știm cu toții, dacă ratingul scade, împrumutăm mai scump pe spatele românilor iarăși
băncile vor câștiga. Ați mințit că vă împrumutați mai ieftin. O să vă dau cifre, domnule ministru, am pus și pe Facebook acel tabel. Și sunt cifrele publicate pe site-ul ministerului. Probabil nu le știți sau probabil vă sabotează cineva din minister, zic. Cheltuielile cu dobânzele, domnule ministru, au crescut cu 12,2%, iar la dobânda la împrumuturi pe aceeași maturitate aveți un plus de 12-15%. Deci, din nou guvernarea pe datorie, din nou minciuni. Din păcate, sunteți, domnule ministru, și suntem cu toții ca țară în incapacitate de plată pe extern. Nu ne mai împrumută nimeni decât la randamente de 6%. Iar la intern, dacă nu ar interveni BNR, v-ați împrumuta la dobânzi enorme. V-ați supărat pe noi, domnule ministru, când v-am dat aviz negativ. Știam că mințiți. Ați spus public și justific la audieri că veți avea ușa deschisă pentru idei bune, pentru cooperare cu Parlamentul. Când colo ușa dumneavoastră era deschisă pentru interesele membrilor de partid și apropiaților dumneavoastră. Ați promis aici, în fața tuturor, transparență. De ce nu găsim, de ce nu publicați pe site toate cheltuielile efectuate în ultimele 6 luni pe rambursări de TVA, plăți din fondul de rezervă, despăgubiri și achiziții? De ce vă este teamă, domnule ministru? Având în vedere, și aici putem să discutăm cu urtiile în față, că alocările pe timpul guvernului PSD se făceau pe formule clare, dar clare, ce țineau cont de asigurarea cheltuielilor de funcționale ale UAT-urilor. Dovada cea mai clară în acest sens este și ultima noastră alocare de 1,4 miliarde, din câte mi-aduc aminte, unde primăriile PNL au primit 70% și primăriile PSD 30%. Vă rugăm să ne comunicați și o să vă, probabil nu aveți acum cum, o să vă scriu și o întrebare, o interpelare parlamentară, care este algoritmul după care au fost repartizați din FRB sumele de bani aferente lunilor noiembrie și decembrie. Din păcate, domnule ministru, sunteți groparul finanțelor publice. Ați spus că ați avut de plătit datorii de 10 miliarde de lei din urmă și că de aceea ați dus deficitul la 4,3% din PIB. Cum se face că și veniturile în noiembrie și decembrie au scăzut? Cât din cele 20 de miliarde de lei arierate de recuperat de către ANAF la buget, din care 4,4 miliarde de lei la bugetul de asigurări sociale și 2,2 miliarde de lei la bugetul de sănătate, ați adus la buget, domnule ministru, și ce măsuri ați luat? Vă lăudați cu rambursarea TVA înainte de control, domnule ministru. Știm cu toții că la controlele de fond realizate cu ocazia cererilor de rambursări TVA, sumele care se dau jos în medie din greșeli, nu acuz de nimic mediul de afaceri, din cauza greșelilor sunt în medie de 35-40% din total cerere. Având în vedere că în medie procentul de recuperare, dacă ulterior se vor găsi sumele, este în jur de 5% doar din sumă, cum justificați sumele pierdute de stat? Au trecut 2 luni din starea de urgență. Nici o firmă care să beneficieze de un ajutor direct de la stat. Nu beneficiază nimeni de garanții, domnule ministru, prin IBM Invest, pentru că nu s-au semnat încă convențiile cu băncile. Și nu știu cum vor face profesioniștii din acest fond și la ce riscuri îi vei răspunde. Aveți, din păcate, 0 măsuri active pentru companii, 0 măsuri pentru populație. În schimb, aveți avantaje pentru bănci, dobândă la dobândă și dobândă imensă pentru companiile care accesează IMM Invest după 31.12.2020, când dispare facilitatea de dobândă subvenționată. Cifre de la FMI, domnule ministru. România are un angajament de doar 3,5% din PIB. FMI, o spunem noi, din care e funcțional nici măcar 1% din PIB, pe când vecinii noștri au în felul următor. Bulgaria 11,7% din PIB, Polonia 15%, Ungaria 18%,
Cehia 18, de țările dezvoltate nu mai spunem. Chiar și Serbia are 6,5. Pe tabelul întocmit de femei, domnule ministru, suntem plasați alături de Columbia, Guatemala, Bosnia-Herzegovina, Honduras. Acesta să fie profesionalismul dumneavoastră? Ați declarat că mergeți să vă împrumutați la femei. Cât veți împrumuta de data aceasta? Ce măsuri de austeritate ați negociat? Când veți lua împrumutul? În toamnă sau după alegeri pentru a-i păcăli din nou pe români? Și pentru că vorbeați de profesioniști, zilele trecute aflăm că la început de aprilie ați numit, fără concurs, la Finanțe Galați, un neam, un nepot al colegului dumneavoastră de la dezvoltare. A doua zi, tot fără concurs, l-ați promovat deja director general adjunct pe toată regiunea sud-est. Și la sfârșit o întrebare, domnule ministru, să-mi spuneți dacă ANAF, sub conducerea dumneavoastră, s-a autocesizat la ceea ce a apărut din presă, a domnul ministru Tătaru, la farmacia dumnealui, vindea măști la suprapreț în plină pandemie, fără bon fiscal. Și dacă nu s-a autocesizat, ce ați făcut dumneavoastră? Vă mulțumesc frumos!